Hello guys și bine ați venit la un nou clip. Am folosit intenționat formula asta de introducere pentru că ea conține niște cuvinte care sunt împrumutate din altă limbă. Am decis să fac acest video pentru că de-a lungul timpului am primit multe mesaje și comentarii de la oameni care mi-atrăgeau atenția că folosesc prea multe cuvinte și expresii din engleză. Așa că am decis ca astăzi să-mi argumentez poziția. Să-i dăm drumul. În istoria noastră documentată și de când locuiesc oameni pe pământurile astea, limba pe care aceștia o vorbesc a evoluat în continuu. Adică eu m-am născut la Orăștie, probabil unul dintre cele mai vechi orașe din țara asta. Și am copilărit în munții Orăștiei pe lângă Sarmisegetusa, adică capitala Daciei Antice. Dacii, strămoșii noștri, nu vorbeau limba română. Ei vorbeau limba dacă, care probabil a evoluat și ea din alte limbi și culturi. Iar limba dacă a fost amestecată cu limba romană și cu multe alte limbi pe parcursul a 2000 de ani și a devenit limba română. Dar ceea ce definim ca fiind limba română este un fel de amalgam de influențe. Adică avem cuvinte împrumutate de la toți vecinii, practic. De la nemți, polițai, cartof, șliț, șaibă, șurub, șmecher, șnițel, rucsac și multe altele. De la ruși, dezinformație, combinație, dar mă rog, deci rușii numai din astea frumoase ne-au dat. În fine, de la turci, bucluc, ciubuc, atlas, acaret, haz, dușumea, cafea, talaz. Și la fel avem de la bulgari, de la maghiari, de la macedoni, de la italieni și chiar de la greci. Pentru cei care ați citit Caragiale la școală, nu ați observat câte franțuzisme conțin operele lui? Nu ați observat cum omul descria o societate românească burgheză care vorbea limba română cât mai franțuzită? Se datora influenței pe care Franța o avea asupra României, la nivel de prestigiu cultural sau al relațiilor politice și economice. Eu acum vă las. Plecat? Dezole, mă namii, dar trebuie să vă părăsesc. Mă așteaptă tanti, mandache, mănânc la ea să seară, tu culcă, te poate întârziezi. Știi cum e tanti? Tabiet? Au revoir! Adică în perioada asta, Bucureștiul era poreclit micul Paris, pentru că inclusiv arhitectura orașului era inspirată din Franța. Și tot atunci, limba română a primit enorm de multe cuvinte franțuzești. Unele au fost preluate chiar intenționat pentru a le înlocui pe cele pe care le preluasem de la turci. Astfel, ispravnicul a devenit prefect. Achivernisi s-a transformat în a administra. Zapcii a fost înlocuiți cu jandarmi, braconieri, convoi, montaj, actualmente, certificat, fular, coșmar, semafor, influență, dans, medalion, bacalaureat, abonament, etc., etc. Inclusiv cuvântul etc. din francez. În secolul XIX, influența franceză asupra poporului român a fost enormă. Toți intelectualii vorbeau franțuzești acasă și între ei. Sau cel puțin foloseau foarte multe cuvinte și expresii franțuzești. Ceva de genul cum se întâmplă astăzi cu influența limbii engleze. Adică astăzi în România, intelectualii și oamenii care au cel mai mult acces la informație și cultură vorbesc un fel de romgleză. Oh my god, lol, ok, guys, hey, cool. Ca să nu mai spun că datorită faptului că 95% din conținutul pe care eu îl consum este în engleză, de multe ori mă exprim mai bine în această limbă sau sunt cuvinte pe care în română nu le găsesc și în engleză îmi vin instant. Neagu Giuvara spunea că atunci când o limbă se impune ca o limbă de cultură, e vorbită de aristocrație altor țări fără complexe. Dacă nu știți pe Neagu Giuvara, vi-l recomand. Are o serie grozavă numită O scurtă istorie a românilor, povestită celor tineri. O găsiți pe Audible ca audiobook, în cazul în care vreți. Revenind, inclusiv grecii au avut o mare influență asupra limbii române. De la ei am luat cuvinte ca anapoda, candelă, cozonac, condică, măcar, ieftin, nostim, apedepsi, plapumă, prosop. Nu știu dacă ați observat, dar inclusiv cuvântul cozonac e împrumutat. Adică ceva ce te-ai gândit că este tradițional românesc, dar de fapt nu e. Nici cuvântul nu e românesc, nici pâinea dulce cu mac și nucă pe care o mâncăm la sărbători nu e românească. Același lucru este valabil pentru mai toată limba românească, cât și pentru mai toată mâncarea românească. Dar ce, credeți că sarmalele sunt românești? Nu, sunt turcești. Inclusiv cuvântul sarma e un cuvânt turcesc. Adevărul e că noi
Nu avem mâncare românească. Cam toată a fost împrumutată la un moment dat. Ce vreau să spun aici este că limba, mâncarea sau tradițiile unui popor sunt rezultatul unei evoluții culturale și ale unor trenduri de moment care își lasă amprenta asupra limbii, tradițiilor și a obiceiurilor unui popor. Și asta e valabil la toată lumea, nu doar la români. Dar ce credeți, că americanii, de exemplu, au ceva de-a lor? Mâncarea e toată împrumutată, tradițiile lor la fel, inclusiv limba pe care o vorbesc aparține altei țări. Același lucru e valabil în mai toată lumea. Să luăm sud-americanii, de exemplu. Tradițional ei erau azteci, maiași sau incași. Doar că prin secolul XVI au venit păstei spaniolii și portughezii și i-au obligat să se convertească la creștinism și să învețe limba spaniolă și portugheză. Deci, practic, însăși limba pe care oamenii din Peru, Bolivia sau Brazilia o vorbesc, nu e tradițională. Deci asta cu tradițional este așa ceva ce maxim are un sens simbolic. Să ții de tradiții și să vrei să le păstrezi vii, e ceva puțin naiv și extrem de conservator și denotă o lipsă de înțelegere despre ce înseamnă tradițional. Adică nu poți să te apuci să ari pământul cu plugul și cu boii doar pentru că așa e tradițional. Sau să faci covoarele la războiul de țesut sau să organizezi hore în sat ca să se cunoască tineri între ei. Lumea a evoluat. Astăzi tractoarele ară pământul complet singure și ghidate prin GPS, covoarele se fac în China, în fabrici imense și mega eficiente, iar tinerii nu mai au nevoie de bătrâni ca să-i cupleze, organizându-le seri dansante și hore prin sat. Pentru că au Tinder și social media. Deci ai putea spune că pe măsură ce evoluăm, inventăm noi tradiții, noi mâncăruri și, cel mai important, noi cuvinte, care să ne fie utile și să aibă sens în lumea în care trăim astăzi. Lumea evoluează. Și odată cu ea, evoluăm și noi. Mă rog, cei care vrem să evoluăm și să îmbrățișăm schimbarea. Unii nu pot să se adapteze și sunt reticenți când lucrurile se schimbă și astfel riscă să devină neadaptați și marginalizați de societate. Ori asta, ori își fac un grup al lor sau un partid politic care se opune schimbărilor și vrea să mențină lucrurile așa cum sunt. Sau mai rău, așa cum au fost. Un fapt imposibil de altfel, dacă stai să te gândești. Deci, limba se schimbă. Evoluează și la fel cum la începutul secolului XIX limba română era bombardată de termeni noi din limba franceză, așa astăzi este îmbogățită de cuvinte și termeni noi din limba engleză. E foarte simplu și firesc să se întâmple așa. Ăsta a fost clipul, dragilor, sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați ca să fiți la curent cu alte clipuri pe care le postez și să-mi spuneți în comentarii voi ce părere aveți de romgleză. Este sănătoasă pentru limba română? Credeți că limba română va evolua? Și în ce credeți că se va transforma limba română în câteva sute de ani? Vreau comentariile voastre jos în comentarii. Eu sunt Mihai Alexandru H și iar voi o să aveți o zi excelentă începând de acum. Vă pupă H-ul! Pa! We'll be right back.